După aflarea veștii că mai are de trei 24 de ore, Ion cu Maria stătea un pat în tăcere. Și la un moment dat zice Ion, tu, Mărie, amu, dacă tot am aflat că mai am atâta de puțin de trei 24 de ore, am nu ne un fuge și noi încă o dată. A, pe bai, Ion, cum nu? Cu drag. Și să fute-i cole, așa, cu foc. No, și iară stau liniștiți. Și... Ion, peste vă șase ceasuri, iar începea ofta. Eu, e Mărie, dar puțin mai am de trăit. Iar numai vă 18 ore mi am rămas. dar nu ne-a mai fugi odată. Ba, Ion, e cum nu? Dragul meu, și iară trage Ion o pulă la Mărie, așa, cu sârguință. Iar stau liniștiți, așa, în Am iar într-o vreme, zice Ion, Amu era agitat. Ce mărie patru ceasuri mi-o mai rămas, tu mărie de trei. Apoi nu i o mai fuge încodată. o dată. Ba da, Ionie, no. Hai, încodată o dată și... și o trag, e, așa cu ordare și cu toată dragostea și... Iar stau liniștiți și zice... Ion, tu mărie, eu, ia, amus înțeles că mor gândești că sunt că mă duc, haine, mai fute, o dată și la care Maria revoltată zice, no, Ioane, uh, uite cum se treaba, eu trebuie să mă scol dimineață, tu nu. <laughs> îi zice unul Maria, ce tu, Marie, dacă îmi suși pula, îți dau mobilul meu. No, Maria se voiește, îi face numărul lui Ioni, trage o muie adevărată, când termină, zice, noi, Ioane, mi-ai promis că îmi dai mobilul tău. La care eu zice, e, eh, da, cum să nu? Ia și scrie, 0744 282. <gri> cu parătură, Ion și Maria se întâlnesc. Maria cu vaca. Eu zice, tu, Marie, așa o drab de pulă mi s-a sculat, așa te-aș fute o leagă. Apoi, mă, Ioane, mă, dar pe n-am cum am cu vaca, trebuie să mă duc, am și pe tine, așa te apucă. Ia și calea ferată, poate trec oameni în paci și E tu, Mărie, lasă-mi, nu mi l lăsa așa, mă, cu pulocul sculat, tu. Nu, no, bine, Ionie, dar păi vaca, de ce om lega vaca, unde? Păi că las colegiul de pticiorul meu. Și -o leagă eu vaca de pticior și se apucă și începe și o fute pe Maria, mă, și vine trenul. Și vine trenul, mă, și când șuieră locomotiva odată, unde noi e vaca la fugă cu Ion cu tăt, la care Maria strigă după el, Mă, Ionie, întorci-te pe spate, mă, că scoți cartofii! <laughs> Maria și Lenuța mereu toată zoa împreună la servici. Apoi Maria când e cald afară să îmbracă subțire, când e frig afară să îmbracă gros, Lenuța nu invers. Apoi într-o o ziua, întreabă, A pe tu, Marie, Apoi tu cum faci de în îmbraci așa după cum e vremea afară? Că eu tă mă uit la meteo și aia ești a mințesc. Apoi tu, fată, fii atentă la mine. Când te trezești dimineață, te uiți la pula bărbatului. De e pe stânga, îi frig afară. De de pe dreapta, îi vreme frumoasă. Apoi da, bine, nu, no. și dacă nu-i nici pe stânga, nici pe dreapta, Na, pe atunci nu-i vreme de pleca din casă. <laughs> Maria și cu Ileana povesteau. E ce tu, Ileana, să vezi tu ce mi s-a întâmplat. Tu erai acolo la vâltore și te clăteam halubele pe acolo. Mă, și odată, cum stăteam așa mai, mai aplicată, se limba, mă, mă, trezesc cu un drab de pulă în curmă, dar sănătosă, mă. A, pe tu, cine o fă tu? Nu știu, că eu am făcut spatele, dar după pulă, nu-i din satul nostru?